Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofte, a respins candidatura lui Vlad Plahotniuc la funcția de premier. Timofte își întemeiază decizia de miercuri pe prevederi ale Constituției și pe hotărâri ale Curții Constituționale, care a stabilit pe 22 aprilie 2013 că orice mandat politic trebuie să se bazeze pe standarde ridicate în materie de integritate și este contrară principiilor statului de drept numirea în funcții de conducere a persoanelor asupra cărora planează dubii de integritate. Șeful statului a propus majorității parlamentare identificarea unui alt candidat la funcție de prim-ministru care s-ar încadra în criteriile de integritate enunțate și informarea lui cu privire la acest candidat prin procedură legală până pe 14 ianuarie, ora 12. Președintele consideră că există suspiciuni rezonabile că Vlad Plahotniuc nu întrunește criteriile de integritate necesare desemnării sale în funcția de prim-ministru, având în vedere și faptul că prin hotărârea din februarie 2013 a Parlamentului, publicată în Monitorul Oficial, lui Vlad Plahotniuc i s-a exprimat vot de neîncredere în calitatea sa de prim-vicepreședinte al Parlamentului, aducându-i se acuzații de implicare în activități ilegale care vin să prejudicieze imaginea Parlamentului și a Republicii Moldova. Amintim că Nicolae Timofte, miercuri, la reședința de stat de la Condrița, consultări cu reprezentanții majorității parlamentare constituite recent de un număr de 56 de deputați. Tot în seara zilei de miercuri, vicepreședintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, a fost reînaintat de majoritatea parlamentară pentru funcția de prim-ministru. Către ora 20, majoritatea, formată din 56 de deputați, au emis o nouă declarație prin care consideră nefondate motivele respingerii candidaturii lui Vlad Plahotniuc, invocate de președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofte.